Practic este, e genul acela de lucru care un banal șoarece de câmp a putut să pună în dificultate programul nuclear a unei superputeri. România ar fi de la primul leu, începe statul să-ți ia chiar mai mult de jumătate pentru că au introdus acum PSD, PNL și faimoasa supraimpozitarea muncii part-time. Dacă vrei să dai pe cineva afară, să zicem, individual, trebuie să începi să justifici de ce îți atacă fiecare evaluare în instanță. Îți durează minim 3 ani de zile. N-ai cum și minim 3 ani în care nu ești sigur că l-ai dat afară. Și nu știu câți miniștri mai poate să zică că au salvat, de exemplu, un combinat. Nu știu, mai uităm așa puțin combinatul de la Târgoviște. De fapt, e un fel de asistență socială pentru bogați, dar pentru bogați conectați politic. Ce te vezi tu făcând după politică? E greu. Salut și bine te-am regăsit la USR Insider. Astăzi l-am alături de mine pe Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, deputat și un dușman declarat al pensiilor speciale. Atunci când nu este la televizor, Claudiu este la tribuna Parlamentului, certându-i pe cei care ar trebui să se ocupe de banul public. Dar astăzi nu vom vorbi doar despre pensii speciale și vom încerca să aflăm cine este Claudiu Năsui atunci când nu face politică și când o face, de ce o face. Bună, Claudiu! Mulțumesc pentru invitație! Stau și mă întreb, unde ți este tricoul cu zero taxe? Pentru că peste tot vorbești despre zero taxe pe salariu minim, ba pe Facebook, ba la televizor. Într-adevăr, am tricou cu zero taxe și am tricouri cu zero taxe pentru oricine își dorește. E o măsură care ar face un munte de bine în României. E genul acela de măsură care mică, cu puține modificări care au un impact mare. E o metaforă pe care o folosesc des. Un caz, nu știu dacă știți, la începutul anilor 80, URSS-ul a făcut un audit al sistemului nuclear și a văzut că nu prea plecau rachetele dacă apăsau pe buton. De ce? Pentru că au pus foarte multe rachete în câmp și în câmp există faimosul șoarece de câmp. Și știți ce a făcut șoarecele de câmp? A intrat în silozuri și a rost din fire. Și atunci, practic, e genul acela de lucru care un banal șoarece de câmp a putut să pună în dificultate programul nuclear a unei superputeri la vremea aceea. Deci, genul acesta de măsuri cred că trebuie să facă USR-ul. USR-ul nu o să aibă 50% plus 1, dar cu cât are USR-ul în Parlament, trebuie să facă un maxim de bine. Măsuri care să fie măsuri mici, care să maximizeze binele făcut în societate și zero taxe pe salariu minim e una dintre măsurile acestea. Cum a fost îmbrățișată de ceilalți deputați, mă refer din celelalte grupuri, acest proiect? Adică ai primit critici sau, băi, uitați, ar trebui să faceți așa? Clasa politică găsești mai mult degrabă critici. Nu de alta, dar clasa politică nu e interesată să-și scadă vreodată puterea. Și în general oamenii, și într-o corporație, și în privat, și la stat, și peste tot, oamenii în general vor mai multă influență, nu mai puțină. Ori lucrul acesta înseamnă o reducere substanțială a puterii politicului și a politicienilor și o creștere a puterii oamenilor. Pentru că până la urmă puterea de a aloca fonduri, de a aloca banii, este un lucru foarte important. Când vorbim de sărăcie, de exemplu, vorbim de fapt despre bani, vorbim despre capital, vorbim despre avuție, vorbim despre ce ne permitem să facem, ce la serviciile la care avem acces și la care nu avem acces. Și faptul că statul ne ia enorm de mulți bani este un factor foarte mare de sărăcie. Și putem discuta și despre asta, despre cât ne ia statul român versus alte state și comparații și toate astea și deodată înțelegem foarte multe probleme care și-au sursa în această problemă economică, care e probabil cea mai mare problemă economică a României, sărăcia. Că tot vorbim de taxe, de ce l-ar interesa pe un tânăr despre relaxarea fiscală, mai ales pe partea de contract de muncă, de salarii? Pentru că el este unul dintre primii afectați. Motivul pentru care el nu-și va găsi un loc de muncă sau va găsi locuri de muncă mult mai bine plătite în afară este tocmai acesta. România suprataxează munca, mai ales cea pe salariile mici. Dacă ne uităm pe statistici europene, pe muncă în general, România e puțin deasupra mediei. Nu e în top, dar e deasupra mediei. În schimb, dacă ne uităm pe salariile mici, pe salariu minim, de exemplu, acolo suntem pe locul întâi. Ori lucrul acesta are consecințe. Și Franța, și Germania, Anglia, multe țări au sumele astea forfetare, deductibile, de care nu se atinge nimeni. Statul începe să te impozite de la un nivel în sus.
E, lucrul acesta nu se întâmplă în România. În România ar fi de la primul leu, începe statul să-ți ia chiar mai mult de jumătate, pentru că au introdus acum PSD, PNL și faimoasa supraimpozitarea muncii part-time. Dar lăsând la o parte asta și în absența acelei supraimpozitări, tot aveam cele mai mari taxe. Și pentru un tânăr acum trebuie să înțeleagă motivul pentru care are un salariu mic, motivul pentru care lucrurile nu se dezvoltă, e din cauza unei economii nereformate și partea aceasta fiscală face parte din această economie nereformată până acum. Că tot vorbim de salarii, pro sau contra taxare progresivă? Contra. De ce? Pentru că este mult mai birocratică și pentru că, dacă ne uităm, România a avut numai de câștigat din taxarea, din cota unică. Dar atenție, eu nu sunt un fan arzător al cotei unice și o să zic de ce. Problema cea mai mare a cotei unice este că pune aceeași povară fiscală și pe bogat și pe sărac. Ori asta, în referențialul nostru cultural iudeo-creștin, nu este în regulă. Pentru că una e pentru cineva să plătească 500 de lei din 1000 de lei salariu și alta e pentru cineva să plătească 500 de mii dintr-un milion salariu. Cu 500 de mii care îți rămân, te descurci. Nu se afectează prea mult traiul zilnic. În schimb, când dai 500 de lei din 1000, păi ai simți. Și asta este dezavantajul principal al cotei unice. Și tocmai asta face și zero taxe pe salariu minim. Zero taxe pe salariu minim înseamnă menținerea cotei unice, salvarea cotei unice, dar rezolvarea acestei probleme. Introducerea acestei deductibilități egale cu un salariu minim pentru absolut toți, fără excepții, fără alte excepții, pentru alte categorii, cum s-au tot dat în perioada aceasta și nu doar în perioada aceasta, de ani de zile se tot dau în România, în funcție de cine are mai multe pile politice sau contacte politice și au mai luat fiecare câte un avantaj. Și e normal să le caute, că ăsta este sistemul, ăsta e jocul pe care îl joacă. Don't hate the player, hate the game, știi? Dar e incorrect. Și dacă ar fi să facem o reformă și ar trebui să facem la un moment dat o reformă, asta ar trebui să facem. Deci să menținem cota unică și să introducem această deductibilitate și așa e și un sistem debirocratizat și un sistem care e mult mai corect. Crezi că cei din coaliție s-au inspirat din proiectul tău cu zero taxe pe acei 200 de lei neimpozabili? Absolut, da. Marcel Ciolacu a rostit de două ori sintagma zero taxe pe salariu minim și de altfel, dacă ar vrea să o implementeze corect, aș sta chiar la dispoziția lor să-i ajut cu orice pot. Până la urmă, ideea este să reușim să facem reforme în România și cred că asta e și menirea USR-ului, dar au implementat-o foarte prost. Adică ei cum o fac este un mod în care până la urmă riscă să compromită reformă. Pentru că așa cum au făcut-o ei, dacă ai 3000 de lei fix beneficiezi de 200 de lei, dacă ai 3000 de lei plus 1 nu mai beneficiezi de ei. Adică na, e o prostie. Practic cu 3001 lei ai mai un salariu net mai mic decât cu 3000 de lei. Ceea ce e neintuitiv și este aberant. Cred că mai întâi ar trebui să-i dai lui Marcel Ciolacu un tricou din cele multe pe care le ai cu zero taxe și poate o să se mai gândească. Cred că l-ar primi, da, nu l-ar purta. Mergem un pic mai departe. Ai fost ministru. De ce nu l-ai demis pe președintele Romarm atunci când, mai ales că știm de cazul cu achizițiile frauduloase din pandemie? O întrebare foarte bună. Am vrut să-l demit pe președintele Romarm. Am început chiar, am dispus corpului de control să înceapă să găsească motivele pentru care cum putem să desfacem contractul lui de muncă. Problema este că el și-a făcut un contract de muncă ilegal de bună, aș zice. Și în momentul în care desfaci un contract de muncă la stat, mai ales că el și-l făcuse înainte, sunt Virgil Popescu care fusese înaintea mea, dacă îl desfaci fără să ai justă cauză, fără să fie legal, riști ca statul apoi să trească să-i plătească toate salariile compensatorii până la final de mandat. Și atunci, de fapt, asta să zicem că era un prejudiciu pentru stat care se poate întoarce inclusiv împotriva mea. Adică alt ministru putea să zică, păi, ministrul acesta USR a făcut o prostie, ne întoarcem împotriva lui și îi cerem bani. Așa că lucrurile trebuie făcute legal. Deci, practic, ăștia sunt pașii care trebuiau parcurși, dar lucrurile erau într-o linie dreaptă ca să facem asta. Și chiar mă bucur că am făcut asta, pentru că apoi am dat și presei toate documentele, nu de alta, dar astea sunt și nu doar presei, da, documentele legate de ce aflasem legat de Romarm și toate astea și făcusem inclusiv o plângere penală legată de el, care văd că merge în continuare. Ai spus tu că avea un contract ilegal de bine făcut, da. Numai că bănuiesc că ca el sunt foarte mulți în toate consiliile de administrație și în general în instituțiile publice. Și acum vreau să ducem discuția un pic mai departe. Cele 8 luni în care ai stat la minister, cum s-a văzut relația dintre ministru și acei directori din ministere care sunt acolo pe funcții de foarte mult timp, nu prea ai cum să-i atingi? Adică aș vrea să înțelegem exact
De ce un ministru nu poate tot timpul să facă, nu știu, modificările necesare într-o organigramă sau într-o organizație până la urmă? Pentru că toți spun că ministrul este cel mai puternic. E fals. Nu e. Deci e o greșeală. Cei mai puternici sunt, de fapt, directorii. Pentru, și vorba aceea, apa trece, pietrele rămân. Apa sunt politicienii, pietrele sunt directorii. Ei au văzut politicieni că vin și pleacă fără probleme. Majoritatea celor care au venit deasupra lor oricum sunt controlați de aceleași grupuri de interese care i-au pus și pe ei, așa că este o simbioză între ei și ministru. Cu ministrul USR n-a fost cazul, în mod evident, am fost destul de mult în conflict, de aceea și știrile abundau cât eram eu la Ministerul Economiei. Mai țineți minte, cea mai tare a fost o știre cum că nu e hârtie igienică în Ministerul Economiei și încă pe un site reputabil, adică pe, hai că zicem, pe Hot News, da? Deci era titlul și problematică mare asta. Tocmai de aceea, pentru că dacă îi deranjezi și ei reacționează. Tot ce poți să le faci este să oprești robineții de bani, să nu mai bugetezi furtul, ceea ce e exact ceea ce am și făcut. Ce mai poți să faci? Să începi reorganizare, ceea ce am și făcut. E partea aceea de organizarea pe care în care tăiam 40% din funcțiile de conducere și 30% din funcțiile totale. Asta chiar i-a speriat, pentru că dacă vrei să dai pe cineva afară, să zicem, individual, trebuie să începi să justifici de ce îți atacă fiecare evaluare în instanță. Îți durează minim 3 ani de zile. N-ai cum și minim 3 ani în care nu ești sigur că l-ai dat afară. În schimb, prin reorganizare poți, pentru că prin reorganizare pur și simplu desfințezi direcții întregi, servicii întregi, birouri și acolo poți să faci lucrurile mult mai suple și solid juridic. Și noi începusem să facem exact lucrul acesta și asta în schimb poți să o faci ca ministru. Dar aici e o problemă mare, pentru că funcționarii publici în România se bucură de o, nu chiar inamovibilitatea aia la judecători, dar aproape inamovibilitate. Și dacă ne uităm la ei, cam ei sunt cei care conduc de fapt o România, nu miniștri care se mai perindă deasupra lor. Este adevărat că după ce ai plecat de la Ministerul Economiei, angajații de acolo au petrecut cu șampanie? Într-o agenție, da. Da, pentru că urma să o desfințez. A, pentru asta? Da, deci, și bineînțeles, dacă am plecat și istoria arăta că au avut dreptate, că nu s-a mai desfințat. Da. Dar nu ai fost prea tânăr pentru funcția de ministru? Nu știu să răspund la întrebarea aceasta exact, pentru că mi s-a zis de mai multe ori sau mi s-au făcut aluzii de genul acesta, dar totuși mă uit la lucrurile pe care am reușit să le rezolv într-un timp destul de scurt și nu știu câți miniștri mai poate să zică că au salvat, de exemplu, un combinat. Nu știu, mai uităm așa puțin combinatul de la Târgoviște, de oțeluri speciale. Tocmai pentru că fiind ghidat de o busolă morală principială, cred că am putut măcar să zic nu unor grupuri de interese și să nu fac ceea ce se așteptau ei să fac. Și de multe ori politicienii, miniștrii intră într-un malaxor al sistemului în care li se pun în față documente. Trebuie să semnăm asta, dacă nu iese lumea în stradă, nu o să avem bani de salarii, moare lumea de foame. Și nu e chiar așa, pentru că și funcționarii aceia și grupurile acelea de interese se bazează pe faptul că cei care vin deasupra sunt niște idioți și în multe cazuri sunt. Și nu o să se prindă, nu o să înțeleagă și în plus toată lumea e similar experimentului acela, Milligram Experiment, când toți în jurul tău te încurajează să faci un lucru, chiar dacă acel lucru e atroce, tinzi psihologic să-l faci. Și exact asta se întâmplă cu foarte mulți miniștri și dacă spui nu, deodată abia atunci pui în șah sistemul și reacționează de multe ori, ceea ce s-a întâmplat și în cazul nostru. Ce lucru ai făcut pentru economia României și de care ești mândru? Foarte multe. Name it. Aș zice că una dintre luptele cele mai grele, tu zici de partea cât am fost la minister sau înainte? Hai să ne legăm mai întâi de partea de minister și poți să spui și... Partea cât am fost la minister, aș zice că cel mai important lucru este totuși Cost Târgoviște. Este un combinat care fusese privatizat din guvernul Adrian Năstase pe nașpa, așa. Adică sunt multe indicii că a fost privatizat la un preț mult mai mic. Rușii care l-au cumpărat atunci l-au delapidat mai degrabă, au pus toate datoriile acolo și n-a avut timp de 12 ani, n-a făcut absolut nimic. Deci dacă tu sau altcineva din USR sau din non-USR, un contribuabil, începe să aibă datorii la ANAF, se va trezi cu o poprire pe conturi destul de repede. În cazul lor, 12 ani de zile n-au avut nimic. Deci aici este deja o suspiciune destul de mare de fapte penale. Da, să zicem, asta e problema Ministerului Finanțelor și a ANAF-ului. Problema la Ministerul Economiei era că ce vreau ei era să-mi forțeze mâna să semneze acea naționalizare și și-au găsit foarte prost persoana cu care să facă naționalizări. Nu de alta, dar eu vreau să fac privatizări, nu naționalizări. Deci în cazul acesta ce am făcut e că am,
Am refuzat, au început proteste, foarte multe proteste. Aveam odată la 3 săptămâni, era sindicatul care era apropiat de patronii de acolo, care vreau să puneau presiune tocmai că să li se șteargă datoria, că li se ștergeau o datorie de 40 de milioane de euro. Și mai venea și George Simion, aur. Da, era și el din când în când acolo tot pe aceeași temă. Fiind niște interese rusești, mi-am pus niște întrebări pe acolo, dar să zicem că n-am mai multe dovezi decât această coincidență. Și în final am reușit să găsesc 8 investitori, 4 care chiar au venit la discuții, 2 care chiar au licitat cu bani și unul care chiar l-a cumpărat și care face acum investiții de 480 de milioane de euro, cu 0 lei de la stat, 100% bani privați. Ceea ce e mult, e foarte mult. Nu știu dacă realizăm amploarea sumelor acestora, dar e mai mult decât se luptă foarte mulți acum pentru bani, pentru creștere de salarii. Și astea sunt investiții 100% private care n-ar fi venit dacă combinatul acesta ajungea de stat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea de stat e ce se întâmplă cu toate companiile de stat. Adică devin niște găuri negre conduse de niște oameni puși politic care apoi n-au decât interesul să paraziteze cât mai mult banul public, să angajeze activ de partid care n-au decât interesul să se prefacă că muncesc, că fac ceva și de altfel dacă te uiți în toată industria, cam exact asta se și întâmplă. Deci tot ce este de stat funcționează într-un mod absolut deplorabil, e etern pe pierderi. Sunt și niște companii pe profit, dar în general cele care au monopoluri de exploatat, adică, nu știu, astea din energie, da, au fost profitabile, dar au fost profitabile că ai plătit tu factură uriașă la energie și nu doar tu, toți românii. Cum ar fi arătat Ministerul Economiei cu tine ca ministru 4 ani, să spunem? L-aș fi desfințat. Deci dacă, de exemplu, tu ți-ai fi continuat mandatul... Da, Ministerul Economiei, nu cred că economia, o economie de piață, o economie capitalistă, nu are nevoie de un minister al economiei, ca să fie foarte clar. Ministerul Economiei, așa cum este el acum, se ocupă de companii de stat, care sunt găurile negre, deci nu sunt nici măcar companiile de stat profitabile, sunt cele care unde au găsit investitori, adică făcut ce am făcut pentru Costel Goviște, pentru fiecare dintre ele, mai sunt în jur de 70 dintre ele. Nu zic că am fi găsit la toate, dar dacă încerci, reușești, adică măcar să încerci să găsești, măcar să fii în optica în care încerci să găsești soluții, nu în optica în care tot punem mâna în sacul fără fund al statului și le tot le dăm bani la aceleași grupuri de interese care la fiecare ministru prezintă aceeași poveste, aceeași narativă de vai, noi am încercat, dar bine că ați venit și acum că ne dați bani, sigur vor merge lucrurile, nu merg niciodată 33 de ani, da, fie. Și nici înainte de 33 de ani, nici în timpul comunismului nu mergeau multe dintre ele, dar asta e altă poveste. Deci alea, pentru alea trebuiau găsiți investitori și apoi partea aceea de scheme de ajutor de stat sunt iarăși niște, de fapt, un fel de asistență socială pentru bogați, dar pentru bogați conectați politic. Sunt vreo câteva grupuri de interese care și-au foarte mulți bani din acest minister. Într-adevăr, totdeauna mai au și alții, adică nu iau doar aia, dar ei au cumva partea leului și care iarăși nu așa ajuți economia. O economie nu ajuți luând cu 10 mâini și dând înapoi cu una niște frimituri, o ajut să reduc în taxele. Și asta n-ai nevoie de un minister pentru. Că tot menționai de economie, cum ai explicat unui copil de 10 ani situația economică a României? Un bețiv care bea prea mult se îndatorează ca să mai bea, sperând că dacă mai tot bea o să reușească să iasă vreodată din beție. Cam asta e situația noastră acum. Și la un moment dat ieși din beție și vine și mahmureala și va fi greu. Și copilul te întreabă, dar nu putem să facem ceva să-l salvăm? Ba da, putem să nu-i mai dăm alcool. Deci asta îi spune tu. Da. Și acel alcool este exact creditarea asta pe care o tot face statul român și care în momentul în care se vor închide robineții internaționali de bani, că România are ceea ce se numește deficite gemene. Adică noi avem și un deficit comercial, importăm mult mai mult decât exportăm, da? Și diferența o plătești cum? În general prin datorie. Mai sunt și banii pe care îi mai trimit românii din afară, mai sunt și fondurile europene, mai primim bani, dar esențialmente e datorie. Și dacă ne uităm la structura datoriei, esențialmente e făcută de stat. Deci, practic, statul se îndatorează ca să importe, că avem și deficitul bugetar, că deficitul geamăn este cel al statului. România n-a prea fost pe excedent niciodată. Celelalte state mai sunt pe deficit, pe excedent. La noi este doar deficit, pentru că după comunism, datoriile erau zero și de acolo au putut să crească până la nivelul de jumătate din PIB cât sunt acum. Claudiu, unde ai băut cea mai bună cafea din București? Nu beau cafea. De ce? Nu-mi place. Nu m-am obișnuit niciodată să beau cafea. Claudiu, la ce seriale te-ai mai uitat în ultima vreme? Poți putea să recomand un serial, The Expanse, pentru toți cei care sunt fani de seriale științifico-fantastice. E
de departe cel mai bun serial de SF pe care l-am văzut în ultimii 20 de ani. La ce festivaluri te găsim vara asta? Nu prea merg la festivaluri decât dacă mă invită prietenii, deci în funcție de unde voi fi invitat, voi fi pe acolo. Claudia, tu știi vreun banc? Pentru că, uite, tu ai imaginea asta de serios, de om serios, spune nici nou un banc. Uite, Reagan, după conferințele de presă, făcea o sesiune de bancuri și, uite, o să zic unul dintre bancurile pe care le-a zis el despre, pe care aparent le zicea Gorbaciov. În vremea comunismului, când îți cumpărai o mașină, o plăteai și așteptai 7, 8, 9 ani până îți venea. Și asta s-a întâmplat și în România. Nu știu câți mai știu din generația tânără lucrul acesta. Și de altfel asta a fost o problemă, că la Revoluție au rămas foarte mulți oameni cu banii dați și nu mai venea mașina, că a fost inflație foarte mare. Și bancul era că vine un rus la ghișeu, plătește mașina și îi zice, doamna aceea vine în 7 ani. Care la asta puțin se gândește, zice... Când? Dimineață sau după masă? La care, ce contează? În 7 ani? Păi nu, că dimineață vine instalatorul. De fapt, toată economia era atât de prăbușită încât cozile de așteptare erau pentru absolut orice. Trupa preferată? N-aș putea să zic. Aș zice, nu știu, astea, cântăresc preferați Eminem când eram mai mic și cei din zona rapului. Poți să-ți dau o provocare? Da, cum să? Completează-mi următoarele versuri. Da, 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 oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați. Așa. Da, 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 oțelul e viața mea. Cea mai tare din Carpați este? Deci, da, 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 oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați este? Oțelul Galați! Dacă ai fi președintele ASF, la fel, ai un mandat de 4 ani, 5 lucruri pe care le-ai face. Aici trebuie o reformă din temelii. Dacă Ministerul Economiei poate fi desfințat, ASF-ul nu poate fi desfințat și nici n-ar trebui să fie desfințat, ar trebui să fie desfințat în structura actuală și reînființat într-o structură mai sănătoasă. Din păcate, asta e o zonă în care iarăși n-ai cum să faci decât printr-o reorganizare de tipul cel pe care o începusem la Ministerul Economiei, de una pe care, în care efectiv statul prin legi să zică ok, terminăm structura asta, o reîncepem pe alta, ca tu să nu te duci acolo luptându-te cu funcționărimea care a fost pusă acolo de predecesorii tăi. Noi putem să numim cei mai tari oameni din industrie și din piața bancară și din piața asigurărilor și de la IFN-uri și din fondurile de pensii să-i punem acolo. Dacă ei din prima zi vor fi sabotați și trebuie să ducă o luptă cu absolut toți cei de acolo, nu o să reușească. Și nici asta nu e scopul. Și pentru noi în continuare o să plătim mercea prea scump, daunele nu o să ne fie plătite, pentru că asta înseamnă dezastru în cazul acesta. Deci cineva te lovește cu mașina, îți provoacă o daună și tu tot tu o suporți dauna aceea, nu ți-o plătește asiguratorul. Asta înseamnă problemele pe RCA. Plus RCA foarte scump, plus prețuri mai mari din cauza RCA-ului foarte scump, plus o groază întreagă de probleme. Deci tu ai nevoie să reînființezi partea aceasta de la zero și ce aș face este și o chestie pe care cred că tot statul ar trebui să funcționeze așa, pe niște indicatori de performanță. În momentul în care ai o succesiune de falimente pe piața pe care tu în principiu ar trebui să o supraveghezi, să o reglementezi, tocmai ca să nu se întâmple genul acesta de țepe, asta este un foarte mare indicator că nu-ți faci treaba sau că cineva nu-și face treaba. Și problema nici măcar nu este doar din cauza astora stratului acela politic care e pus deasupra. Problema e că ei, apoi mai departe, din cauza salariilor foarte mari, că vorbim de salarii în perioada aceasta, e vorba foarte mult de salarii mari, salariile mari la stat nu au atras cei mai buni. Salariile mari la stat au atras activ de partid și pile și relații și așa mai departe. Și ASF-ul este cel mai bun exemplu pentru asta. Eu mă judec cu ei, tocmai pentru, pentru salarii. Poți să ne povestești un pic faza pentru care te judeci? Da. Le-am cerut contractele colective de muncă, ultimele contracte, pentru că am aflat că au făcut... o mizerie acolo. Și au mai pus salarii în plus. Deci ei, ca să nu-și mai crească salariul, pur și simplu mai adaugă un salariu. Ei, în momentul acesta, și-au 15 salarii pe an. Da? Și vorbim de salariile alea, de 10, 12, 15 mii de euro, deci în funcție de unde sunt ei în topul conducerii. Și le-am cerut, i-am întrebat în comisie, mi-au zis că nu e adevărat și am zis, bine, dați-mi contractele colective de muncă, au refuzat, deși sunt în comisia care ar trebui să exercite un control parlamentar. Asta, iarăși, apropo de forme fără fond. Se zice că suntem în control parlamentar, dar în momentul când încerci să exerciți controlul parlamentar, dacă nu ți se dau date, n-ai ce să le faci. Decât să faci ce am făcut eu, adică i-am dat în judecată, am făcut interpelare parlamentară, n-a mers, i-am făcut cerere pe 544, legea care e disponibilă oricui și e foarte bine, nu mi-au răspuns, de fapt mi-au răspuns în bătaie de joc. I-am dat în judecată și cu lumea că am câștigat.
Acum i-au făcut apel, așteptăm să se judece și partea aceasta și dacă nu-mi dau datele, o să intru în executare silită. Să presupunem că acest proces va fi favorabil ție. Care vor fi pașii următori? Pentru că ai spus și tu că și-au dat 15 salarii. Ce se poate face mai departe? Mai întâi, deocamdată e doar parte de a afla, pentru că ei n-au făcut ceva ilegal. Ei au făcut ceva imoral. Adică, dar măcar să știm lucrul acesta, pentru că ei neagă. Singurul mod în care aș mai putea să-i trag la răspundere e prin faptul că au mințit în timpul comisiei. Comisiile parlamentare au natura aceasta, că există o lege, de adevăr, a răspunderii ministeriale, deci de văzut dacă li se aplică și lor, în care n-ai avea voie să minți în momentul în care ți se pun întrebări. Dar măcar să știm, măcar ar fi un mare lucru. Ori ei tocmai asta zic, răspunsele lor sunt de tipul uitați-vă pe site. Evident că nu scrie nicăieri pe site. Na. Sau de ce are nevoie. Nu trebuie tu să justifici ca cetățean român când soliciți o informație de interes public de ce ai tu nevoie. Ei trebuie să-ți pună la dispoziție acea informație. Ar trebui să fie pe site, de fapt. În multe țări chiar sunt pe site. Nici nu trebuie să te uiți prea mult. Adică tot procesul acesta îndelungat cu, bineînțeles, costuri, riscuri, că poți să mai pierzi un proces din motive strict procedurale. Adică mi s-a întâmplat. Deci, na. Și asta înseamnă bani pierduți, timp pierdut și toate astea doar pentru informații care trebuie să fie publice, pentru acea normalitate. Deci asta se va întâmpla. Dacă câștig acest proces, cum se pare că sunt o cale destul de bună să-l câștig în mod definitiv, dacă nu-mi dau datele, o să intru în executare silită. Și doar așa ca poveste amuzantă, de când le cer contractele astea colective de muncă, le-au pus într-o cameră în care nici măcar angajații ASF nu mai au acces la ele, inclusiv juriștii ASF care mai au nevoie de date din contractele colective de muncă pentru procese, intră cu supravegheați de directorul de HR să nu fotografieze nimica și să se uite la ce e relevant, să noteze doar ce e relevant pentru proces. Asta din cauza proceselor cu mine, ceea ce mi se pare teribil de amuzant. Regrezi o secundă că, nu știu, nu ești la Londra să lucrezi, la bursă sau la vreo companie foarte mare și faci politică în România, unde, după cum ne povestești și tu, lucrurile se mișcă foarte greu? Nu, deloc, pentru că ce mi-am dorit este să am... E un vis să poți să influențezi regulile dintr-o societate, să poți să influențezi legile. Dacă mă întreba cineva în 2015 dacă voi fi în politică, ziceam că e nebun. Că n-am nicio șansă, pentru că nici nu vedeam vreun partid în care să fac lucrul acesta, aveam imaginea pe care o au acum și o au și acum foarte mulți români, că toți sunt la fel, pe vremea aceea consider că aveam dreptate. Și faptul că poți să schimbi, ca persoană pasionată de filozofie politică, faptul că poți să schimbi reguli, e un mare lucru. Chiar și reguli mici, cum am schimbat și în primul mandat și în al doilea de parlamentar, chiar din opoziție, pentru că mai poți să schimbi lucruri. Dacă convingi PSD-iști, poți să schimbi. Ce alegi dintre pensie specială sau 5 numere corecte la 6 din 49? 5 numere corecte la 6 din 49. Zic de ce. Pentru că una măcar este aceleași reguli pentru toți și în plus poți să-ți gestionezi mai bine un câștig ca să faci mai mulți bani decât faci din pensia aceea specială, probabil. Crypto sau Forex? Crypto. Ai investit în cripto? Am avut încredere, aș face mai întâi o diferențiere și aș zice ca persoană publică care vorbește despre asta, trebuie mai întâi să fac un caveat că nu e o recomandare de investiție. Adică chiar n-aș recomanda nimeni să investească în cripto în secunda aceasta. Pentru că suntem într-o perioadă în care dobânzile au crescut. Eu anticipez că o să vină criză. Când vine criză, puterea de cumpărare a monedei fiat, adică dolarului, euro, leu, crește și atunci toate activele scad. Deci nu e momentul de cumpărat. Pentru partea aceasta de cripto există două mari categorii. Eu aș face categoria Bitcoin și restul. Și fac această diferențiere pentru că Bitcoin are un volum de tranzacții mult mai mare, are o stabilitate mult mai dovedită, care a trecut testul pieței de foarte multe ori, pe când celelalte monede nu. Și dacă ne uităm la țepele care sunt și fraudele, care sunt schemele piramidale care apar în zona aceasta, ele apar pe celelalte monede. Tocmai pentru că acolo încă ai o talie mai mică pe care oamenii excrocii ar putea să o gestioneze în așa fel încât să scoată o groază de bani. Deci, da, nu recomand. Ți-ai face un NFT cu zero taxe pe salariu minim?
N-am înțeles prea bine care e treaba cu NFT-urile, recunosc. Am încercat să înțeleg de ce ai dat foarte mulți bani pe drepturile digitale la ceva, poate mă depășește pe mine, dar nu, n-aș face. Zero taxe pe salariul minim trebuie să fie al tuturor. Dacă ai avea de ales dintre încă două mandate asigurate, dar fără garanția că vei avea vreun proiect important trecut, sau mandat până în 2024, dar ai garanția că zero taxe pe salariu minim va fi realitate din 2024. Ce ai alege? Clar, varianta 2. Îmi dau demisia mâine dacă trebuie. Da, până la urmă, esența e să faci o schimbare. Cu cât, și aici de-aia și zero taxe pe salariu minim. Și nu doar zero taxe pe salariu minim. Și mai sunt încă 3. Deci mi-am fixat niște obiective pe care mi-aș dori să le îndeplinesc în politică și dacă le reușesc pe alea pot să mă retrag fericit că mi-am făcut treaba. Unul dintre ele este zero taxe pe salariu minim. Până la urmă trebuie să vezi și pentru ce îți dedici viața. Chiar tânăr fiind, te gândești, mă, totuși investești ani din viața ta într-un mediu destul de stresant, cu riscuri, multe riscuri, inclusiv juridice asociate, cu glorie destul de puțină, aș zice. Adică mai mult e partea de încărcare negativă și de la cei care te plac câteodată și de la cei care nu te plac. Adică că și cei care te plac, de fapt, mai au, ai zis tu odată ceva și nu le-a plăcut sau ceva de genul ăsta. Ce e corect și legitim. Deci trebuie să te gândești dacă tot faci lucrul ăsta, pentru ce-l faci. Salariul de parlamentar nu mi se pare că e motivația extraordinară pentru a face asta, mai ales, nu știu, eu chiar am avut opțiunea să merg în Londra. După ce mi-am dat terminat masterul, aveam opțiunea să plec acolo și am revenit în România. Atunci dacă mă întrebai dacă regret, atunci s-ar putea să fiu ambivalent, dar n-aș fi putut să mă implic în politică acolo, oricum nici în România nu părea că pot în momentul acela, dar retrospectiv faptul că am reușit să fac niște schimbări este un mare lucru, deci da, fără doar și poate, zero taxe, demisia oricând, dacă se implementează. Ce te vezi tu făcând după politică? E greu, pentru că în lumea financiară, de exemplu, unde lucram înainte, lucrurile sunt, oamenii și angajatorii vor fi mai reticenți la a angaja oameni care au afiliere politică. Nu de alta, dar și în bănci și peste tot, ei au nevoie constantă de benevolența politicului și lucrurile sunt destul de mult pe un făgaș, adică fie ești parlamentar, da, mai tăcut și știm că există, poți să fii parlamentar și să n-audă nimeni de tine vreodată. Și atunci n-ai nicio problemă. Dacă începi să fii vârf de lanț împotriva sistemului, să deranjezi, să mai creezi niște animozități, atunci s-ar putea să fie și ei mai reticenți. O să văd, nu mi-e teamă de nimic și na, am multe idei despre lucruri de făcut, să zic așa, pe partea antreprenorială mai mult. Claudiu, tu ești foarte invitat, foarte mult invitat la televizor, la emisiunile TV și ai putea să ne spui, nu știu, o fază care nu s-a văzut la televizor sau ceva? Eram invitat mai des înainte, acum suntem mai puțin. Ești invitat. Sunt, dar mult mai puțin ca înainte, aș zice. O fază care nu s-a văzut la TV. Știți, de multe ori în pauze, oamenii, deci dacă ar face cineva o emisiune numai cu ce discută oamenii în pauze, cred că ar fi o emisiune de succes. Doar că, nu știu, eu am fost surprins. De exemplu, când mergeai cu Teodorovici, cu John Teodorovici, el era extrem de agresiv și neplăcut ca interlocutor, te îngâna, te întrerupea, te jignea, te așa, după care imediat, nu, dar eu vă respect pe dumneavoastră, dar nu, USR-ul e problema, dar dumneavoastră sunteți bine și începea cu tine așa, adică, și apoi în pauză, deodată își schimba total atitudinea, era, da, uite, nu știu, povestea aceea, de unde își cumpără pneuri, îți dădea un sfat, stai mai drept, uite, nu știu, acolo nu e bine ce ai zis. Deodată devenea consultant de imagine, așa. Nu știu, era ciudat. Dar nu s-a întâmplat ceva extraordinar, să zic. Altceva decât că e o atmosferă mai relaxată puțin. Dar sunt televiziuni unde, nu știu, ai refuzat să apari sau n-ai fost chemat? N-am refuzat deocamdată, deci n-am mai fost chemat de mult timp. Cred că la Metropola TV am fost invitat recent sau acum vreo câteva luni și n-am putut să merg, că tot timpul eram invitat altundeva, dar nu că nu m-aș duce de principiu. Mă duc oriunde, nu e o problemă. Na. Doar că știi ce se va întâmpla? Trebuie să vezi și tipicul emisiunii, că
Mai sunt și emisiuni 7 versus 1 în care e foarte greu să ieși, să poți să-ți duci mesajul mai departe și atunci trebuie să te întrebi dacă merită să mergi în genul acela de emisiune. Adică trebuie să vezi puțin și formatul, că dacă formatul e unul în care n-ai nicio șansă să poți să transmiți un mesaj pentru electoratul care se uită la televiziunea aceea, doar să confirmi narativa alorlalți, atunci n-are sens. Dar dacă e un format decent, atunci trebuie să te duci. Te mai ceartă Marian Ceaușescu pe live-uri? Nu m-a certat. Când m-a certat? Te-a certat? Când? Când ai fost atunci la DNA, în calitate de martor, ca să depui, știi, și la un moment dat el era pe live, ți-aduce aminte? Da, păi a plecat cu mine și am răspuns la toate întrebările, și, el greșește cu unele chestii după mine, face foarte bine alte lucruri. Mi se pare că el e un om cu o istorie a lui, care dacă după ce o află lumea îl înțelege și îl acceptă mult, mult mai bine. Cred că e nevoie să fie un om ca el. O voce a poporului care îi scoate din zona de confort. Oamenii, nu m-am simțit certat de el. Da. Nu știu, să ne spune el dacă m-a certat sau nu. E amuzant că el are și, mă rog, face foarte bine ce face, cum ai spus și tu, și odată pe an are și premii cu borfașul anului. A, da? Da. Bun. Iată. Odată, cred că în 2019 a fost Ion Iliescu, pe urmă a urmat Elena Udrea și tot așa. Wow. E amuzant că oamenii spun... Cred că are competiție mare. Nu cred. E amuzant că oamenii spun că el este... De borfași. E al nostru, știi? Toți, e al vostru, nu știu, dar el nu are nicio treabă cu noi, adică e pe treaba lui. Da, doar că, având în vedere că suntem... Deci dacă te uiți acum în România, singura opțiune politică viabilă, non-coruptă, e USR-ul. Și atunci, probabil că de-aia îl consideră oamenii ca fiind mai aproape de noi. Și totuși, există o lege care pentru cei ca el, ca pentru protestatari, ar putea să mai reducă aceste activități. O lege dată chiar de către coaliția PSD-PNL. Uh-huh. În ce stadiu este această lege? Cred că a trecut recent, dar după ce a fost foarte amendată, înțeleg că au scos prevederile cele mai scandaloase din ea, a trecut prin Comisia Juridică. În schimb, oricum, statul în România are o putere foarte mare. Deci ei pot face foarte multe, foarte multe lucruri. Asta când dau ei din numeri și zic că nu putem, nu ne ajută legea. Nu e adevărat, nu vreți. E foarte diferit. La 10 august au putut, nu-i așa? Adică sunt foarte multe momente în care abuzul statului s-a văzut. Când e vorba să încurce protestatari să o dea afară, pot. Nu o fac selectiv, de exemplu, pentru cei de la AUR. Acolo nu o fac, într-adevăr. Da. Acolo probabil că nu o fac și din alte motive. Adică vor să creeze așa o mișcare care să arate că există și mai rău decât ei, să zic așa. Și asta e o strategie politică. Ce ți-a reproșat vreodată George Simion? Da, cred că mi-a reproșat mie vreodată George Simion ceva. Am fost odată în emisiune cu el înainte de AUR, apropo de lucruri, de asta s-a văzut. Eram la Realitatea cu el în studio și tot gesticula, dădea din mâini așa și deodată i-a căzut scaunul, că stătea pe un scaun de bar așa și deodată a ajuns cu masa la față. Nu mi-a reproșat ceva, de ce să-mi reproșeze? Da. Eu îi reproșez lui, dacă e, da? Probabil că faptul că sunt liberal. Probabil dacă ar fi să fie o chestie care văd că la ei e... Apropo, ei ne fac pe noi neomarxiști. Termenul acesta sunt sigur că ei nu-l stăpânesc sau îl folosesc numai din motive așa, că sună bine și hai să-l zicem. Neomarxism e fix ce fac ei, adică economie de stat, adică statul, politicienii să controleze tot, organ planificator central, ce aia, piață liberă, prețuri libere, capitalism, aia, nu știu, sunt unii răi care vor să facă profit. Noi vom planifica științific, bine, tot. Ei sunt în optica asta. Ori asta e un lucru care România a avut 45 de ani de economie planificată, chiar și în ceilalți 33 reformele au fost foarte lente și împinse mai degrabă de din afară. Deci s-a văzut cât de falimentar este genul acela de sistem, prin simplu fapt și pe corupția pe care o generează, dar și prin alocarea proastă a resurselor pe care o generează. Deci risipa, da? Când vorbim de risipă, când vedem, nu știu, proiectele acestea, fabricile acestea lui Ceaușescu, de pe vremea lui Ceaușescu, nu era al lui, da? Da. În care produceau pe sfert cât consumau și se lăudau, evident, cu producția. Uitați câte bughiuri am făcut la Balș sau nu știu unde și așa. Și toate astea sunt ceea ce susține George Simion, ceea ce a sărăcit România. Motivul pentru care avem un decalaj față de vest sunt acești 45 de ani de comunism.
Care, da, într-adevăr, îi mai recuperăm acum că suntem și în UE și în NATO, piață unică, sunt niște avantaje enorme pe care le mai avem. Dar asta cred că ar fi, să zicem, principala chestie. El nu este un om care să, deși zice de libertate, el nu susține libertate. Libertate înseamnă tocmai, de exemplu, dreptul de a te căsători cu cine vrei, nu cu cine zice statul că ai voie. Dreptul de a lua ce substanță vrei, da? Dacă vrei să iei marihuana, ia marihuana. Dacă victimless crimes se numesc, da? Asta înseamnă libertate. Nu statul să-ți impună uniformă, stadiu militar, economie de stat să zică politicianul unde te angajezi și unde ai voie să lucrezi și unde nu. Mai este un subiect pe care îl dezbați foarte des în mediul online și acela se referă la spargerea monopolului CNAS. Da. Sunt foarte multe voci care spun că dacă ai lăsa asiguratorul să își aleagă unde să-și ducă acea parte din salariu, asta ar însemna că vor fi mai puțin bani colectați și totuși oamenii care sunt cei mai, nu știu, vulnerabili sunt cei care vor suferi pentru că nu vor mai fi atât de mulți bani pentru aceste servicii de contate. Cum poți tu să răspunzi acestor lucruri? Sau... Aș zice iarăși, haideți să nu ne imaginăm că în România lucrurile, avem sistemul perfect. Problema sunt oamenii, nene, nu? N-avem planificatorul central bun. Acolo unde ai un monopol de stat, vei avea consecințele unui monopol de stat. Că o ai în papuci, în supermarketuri sau în asigurarea de sănătate, vei avea exact problemele monopolului de stat. Haideți să ne uităm și noi la țările care au sisteme de sănătate care funcționează bine. Cele din Europa de Vest, nu mergem mai departe, în UE, da? Și vedem alte țări, Franța, Germania, Olanda, Belgia, toate astea au un sistem de asiguratori privați extrem de dezvoltat. De ce? Pentru că ei pot să facă partea aceea de alocare a resurselor, de concurență între ei mult mai bine decât statul. Și aici fiecare țară are sistemul ei particular. Noi în România nu afectează absolut deloc propunerea de demonopolizare a CNAS-ului banii care se colectează. Același CSS pe care îl plătește un român acum îl va plăti și mâine. Întrebarea e dacă are dreptul să aleagă alt asigurator decât CNAS-ul. Dacă în momentul în care tu te duci la o clinică și îți zice, ne pare rău, s-a atins plafonul, da? Ți s-a întâmplat asta vreodată? De multe ori. De fiecare dată, așa, și mie la fel, da? Și până la urmă ajungi să mai plătești tu odată. Deci, dacă nu ai pile, dacă nu dai telefoane, dacă nu știu ce, ceea ce să zicem că nu e cazul pentru marea majoritate a românilor. În momentul acela, tu ar trebui să te superi în mod legitim pe asiguratorul care ți-a luat niște bani pentru un serviciu pe care nu ți-l prestează. Și în momentul în care te superi pe un furnizor de servicii, ce trebuie să faci este să-l schimbi. Ori în România nu poți să-l schimbi. Și cei de la CNAS știu foarte bine asta. N-au absolut niciun motiv să ofere servicii mai bune. Degeaba vine Rafila sau orice ministru sau orice președinte al CNAS să zică vă promit că va fi mai bine. Nu va fi mai bine. N-ai interesul să fie mai bine. Pentru că dacă e mai rău sau mai bine, vei fi plătit la fel, consecințele vor fi aceleași, nu pleacă din funcție sau rămâne în funcție de cât de bine performează. Totul va fi absolut identic. Și atunci eu ce am zis? Și noi ce am zis, de fapt? Că asta a fost o reformă care a fost inclusă și în programul USR de guvernare pentru 2020. Haideți să aibă dreptul fiecare român, cu o sumă egală, fiecare român, atenție, deci inclusiv că e bogat, că e sărac, cu aceeași sumă să se ducă să-și aleagă un alt asigurator. Dacă își dorește. Dacă nu își dorește, rămâne la casă. Pe principiul pilonului 2. Nu-ți place, rămâi la casă, îți place altundeva, te duci acolo. Evident, sunt mai multe detalii, dar ideea este că oricine ar trebui să aibă dreptul de a alege. Și asta este un lucru care iar ține de libertate. Și nu o să pierde nimeni ca urmare a lucrurilor acestea. Singurii care ar pierde sunt cei care parazitează acum CNAS-ul, care într-adevăr ei ar avea mai puțin bani, pentru că banii aia pe care ei decontează în fals sau îi alocă prost și toate astea, deodată la asiguratorul privat te va întreba cineva ce cu ei. Când vede cineva pe fișa ta, de exemplu, că uite, da, a luat toate medicamentele din lumea asta, oare chiar le-a luat? Și face o investigație, te prinde, că companiile de asigurări chiar sunt faimoase pentru departamentele lor antifraudă. Deci asta ar schimba foarte mult reforma asta, că s-ar da mai mulți bani în sănătate, pentru că omul ar putea să vină și cu mai mulți bani în plus, că ai avea componenta aceasta de interes să meargă bine sistemul și de un interes privat să găsești punctele acestea de fraudă și toate acestea și un interes să atragi cât mai mulți asigurați. Și cum îi atragi? Prin servicii mai bune, prin servicii mai de calitate. Vino la mine, MedLife, că eu sunt mai bun decât Regina Maria. Am dat ca exemplu acum. Vino la mine, X, că sunt mai bun decât Y. Da? Și tot felul de lucruri acestea. Asta scoate cei mai buni din oameni și așa funcționează o economie care... Na, care e productivă și care reușește să ofere servicii decente pentru cetățeni. Dar uite că pe urmă ar veni un contestatar și ar spune, ok, privatizăm partea de asigurări de sănătate, da? Aș contesta că o privatizăm. Nu, da, ok.
dacă s-ar întâmpla exact ca falimentul Euroins sau ca aceste falimente pe piața de asigurări. Vedem foarte bine că autoritățile nu-și fac treaba, da, așa s-ar putea întâmpla și în cazul acestor asigurări medicale, se pierd bani și este un cerc vicios care nu se va termina niciodată pentru că de oriunde apuci e o problemă. Cum putem să rezolvăm treaba asta? Sau cum... Și te întreb pe tine, de ce avem falimentele acestea răsunătoare la RCA, dar nu le avem la Casco, nu le avem la altceva? Păi de ce le? De ce se întâmplă așa? Păi tocmai, aici este cheia. Pentru că la RCA, păgubitul nu este și beneficiar. Tu în momentul în care îți faci polița RCA, nu o faci pentru tine. O faci pentru ăla care ar avea, sau aia pe care ar avea ghinionul să o accidentezi, sau daunele pe care ar avea ghinionul să le provoci altora. Pentru daunele tale nu le faci. Și atunci rentează să iei cea mai ieftină variantă de pe piață. Pe când în momentul când faci asigurarea pentru tine însuți, când îți faci un casc, o asigurare la casă sau lucruri de care chiar îți pasă, te uiți și la bonitatea asiguratorului. Și atunci nu te mai bazezi numai pe niște idioți care reglementează prost piața, și asta putem să o zicem în mod obiectiv, că rezultatele lor sunt absolut dezastroase. Te bazezi și pe faptul că una e să te duci la un grup, nu știu, hai să nu mai dau, nu? La un grup care există de 200 de ani și care nu o să dea faliment prea curând, da? Nu o să dea faliment pentru daune din România, și alta este să te duci la Vasile SRL, care tocmai și-a deschis asigurare. Și vei alege mai bine. Și aș contesta că e o privatizare, pentru că nu e o privatizare, e o liberalizare. Rămâne CNAS-ul de stat. Nu vrei să pleci de la CNAS? Îți plac serviciile CNAS? N-ai absolut nicio problemă. Da, eu ce zic este că ce se va întâmpla e că presiunea concurențială va îmbunătăți și CNAS-ul. Adică și ei la un moment dat o să zică, bă, trebuie să facem ceva, că dacă nu, chiar ne desfințează ăștia. Deci nu e o privatizare, asta aș zice. Privatizarea e când vinzi lucrurile de la stat. Ori aici nu se vinde nimic, e doar un drept în plus pentru cetățeni. Dar referitor la liberalizare, așa s-a întâmplat și pe partea de energie și pe urmă ne-au sărit oamenii în cap că voi ați liberalizat. Oare? Ce s-a întâmplat la energie? 80% din energie unde e produsă în România? În companii de stat. În companii de stat. Singurele, creșterea mare de producție pe energie a venit de la cine? OMV, care și-au făcut o centrală la Brazi, și prosumatori, care au făcut mai multă producție nouă, au generat mai multă producție nouă, creștere de producție, decât statul în ultimii 10 ani. Cristina Prună scrie despre asta de ani de zile deja. Deci nu poți să dai vina pe piață în condițiile în care 80% este statul. Și asta e și abuzant apropo de Simion și de nou marxism și toate astea. El zice că soluția în energie e naționalizarea. A ce? Că am întrebat, ce vrei să naționalizezi? Toate sunt de stat. Hidroelectrica, de stat. Nuclear electrica, de stat. CEO, de stat. Astea sunt deja 60-70% din producții. Și restul care mai sunt astea, de tipul care produc energia termică în jurul orașelor, cum se numesc, de exemplu, în România Elcen, în București Elcen și toate astea. Ce să naționalizezi? Sunt deja de stat. Deci dacă statul era soluția, n-am fi avut problema aceasta. Dar ei întotdeauna și politicianul întotdeauna va căuta să arunce pisica la altcineva. Și mai ales în contextul unei prese care face fix ce vor politicienii, vor da vina acolo. Nu e vina lor, e piața, e capitalismul. Capitalismul, piața nu e un singur vinovat. Sunt așa, că sunt mecanisme impersonale de luare a deciziilor. Nu ajungi la semnătura lui Ciolacu, lui Ciucă, lui cineva. Da? Piața nu dă o ordonanță. Pur și simplu sunt interacțiunile oamenilor din care reiesc anumite lucruri. Claudiu, ne apropiem de final și aș vrea să te mai întreb o chestie. Cum vezi tu partea de asigurări dacă ar fi oferită de Checkbank? Pentru că se tot vehiculează chestia asta în media, mulți spun că n-ar fi ok. Bancorex. Exact ce s-a întâmplat și cu Bancorex-ul, exact. Practic, ei ce vor cu Checkbank-ul? Statul are deja un asigurator. Se numește Exim Asic. Da? Este al Exim Bank, care e tot o bancă de stat. Deci i-ar putea să-l folosească pe ăla. Da, Exim Asig aparține unei găști, CECU aparține altei găști. Dar amândouă de stat, atenție. Da? CECU, dacă s-ar face asigurator pe RCA și ar vinde RCA-ul mai ieftin, că asta e ideea, nu? Haideți să vindem RCA-ul ieftin. În momentul în care vin daunele de plată, o să vină daunele pe numere mari, o chestie statistică. Îți faci un calcul actuarial și îți dai seama cam câți vin. Și nu ți-ai luat suficienți bani. De unde le va plăti? Și asta este momentul în care iarăși se pune aceeași problemă ca și pentru Euroins, ca și pentru City Insurance, ca și pentru toate astelalte. Da? Și înaintea lor au mai fost țepe date. Astra a fost o țeapă dată, Carpatica Asig a fost o țeapă dată, au fost mai multe. Da? În moment, asta se pune problema. Asigurările sunt un sistem de gestiune a riscurilor. Deci iau bani de la toți
și îi dau numai ălora cărora îi se întâmplă riscul. Și cu cât sunt mai bun în a estima statistic când se întâmplă lucrul ăsta, pot să pun o primă din care să pot să suport lucrurile acelea și să pot continua, eventual să mai rămână și un profit la finalul zilei. Ăsta e businessul de asigurări. Ori statul, dacă va intra în businessul acesta, va face fix ce a făcut și în toate businessurile în care a intrat. Adică zero interes, zero, doar na, să umple niște funcții care vor fi probabil bine plătite, dar în momentul în care vor fi daunele de plată, dacă n-a pus prețul cum trebuie pe piață, care preț probabil că este mai mare decât cel de acum, atenție, acum este artificial crescut de faptul că au avut niște țepe pe care tot noi trebuie să le plătim, pentru că se plătesc din ceea ce se numește Fondul General de Garantare a Asigurărilor, care e alimentat tot din bani de RCA. Adică e un sistem vicios în care privatizăm profiturile și socializăm pierderile. Exact asta se va întâmpla și cu, dacă își face Check Bank, companie de asigurări. Să sperăm că nu se va întâmpla asta. Și o sper la fel. Claudiu, îți mulțumesc mult de tot pentru discuția avută. Și eu. Mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și vă aștept data viitoare într-un nou episod.